There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before. Salut și v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Am revenit astăzi cu un review pe care urmează să-l vedeți. O să fie live, nu o să fac introducere ca de obicei cu full face și apoi vă zic, urmăriți în continuare dacă vreți să vedeți. Nu, astăzi îl facem acum. Avem lalele în fundal, da, sunt foarte pretty, mulțumesc Denis, sunt super drăguțe. Le-am primit după ziua mea. Așa, ce vreau eu să facem astăzi este un review a acestor palete. Onoarea acestui videoclip port pe buze glossul Fassy. Dacă tot e Fenty, să fie Fenty până la capăt. Și da, am aici paleta de ochi. Am să-mi fac ochii. Acum am realizat că mi-am făcut contouring și alte chestii la față, dar revin. Gata, m-am întors. Mi-am făcut contouring, iluminator și așa mai departe. Am iluminatorul Hustla Baby, tot de la Fenty, pentru că dacă astăzi avem un videoclip cu Fenty și despre Fenty, am zis să folosesc Fenty products, more or less. În fine. Vorbim astăzi despre paletele lor Snap Shadows. Am luat două, pentru că am vrut să văd și cum se lipesc și așa mai departe. Mi se pare și ușor de desfăcut. Mă rog. Sunt destul de ușor de desfăcut, dar n-am să-mi rup unghiile acum așa. Acestea sunt cele două. Am odată varianta numărul 3 și varianta numărul 8. Varianta numărul 3 se numește Deep Neutrals și paleta numărul 8 se numește Pastel Frost. Pe asta am luat-o pentru că am văzut-o la ROX. Sigur o știți pe ROX. Așa că, da, la ea am văzut paleta asta și are nuanțe într-adevăr foarte, foarte pastelate. Am să vă aduc de aproape, am să vă fac swatch-uri și așa mai departe, ca să vedeți despre ce e vorba. Deci, nuanța, mă rog, varianta numărul 8 Pastel Frost are nuanțele astea. Mi se par foarte frumoase, foarte, după cum îi spune numele, pastelate. Nu sunt niște farduri wow, super, super, mega pigmentate, sunt niște farduri ok. Am să le fac swatch-uri ca să le vedeți. Unele sunt mai pigmentate decât altele. Deci cam așa arată nuanțele din respectiva paletă. Ne focusăm și noi. Așa. O să dau luminositate mai mare în videoclip pentru că afară e destul de înnorat și știți că eu filmez cu lumină naturală. Dar da, cam astea sunt nuanțele. Bun. Atâta cu paleta numărul 8. Paleta numărul 3, Deep Neutrals, arată cam așa, 4 nuanțe mate din 6 și 2 sunt sidefate. Mi-a plăcut mult textura celor mate, par pigmentate și sunt pigmentate. Hai să vedem, vișiniul ăsta de aici mi-a plăcut foarte mult. Hai și mărul ăsta închis. Așa, și hai să vedem și nuanțele mai cele sidefate. Da, cam așa arată și acestea. Review-ul e mult spus de data asta, e mai degrabă un first impressions pentru că nu le-am folosit decât aseară foarte puțin ca să văd în principiu cam cum sunt și ce aș putea să fac cu ele. Dar de folosit să le port până seara ca să știu cum sunt, nu am apucat. Ce am văzut în schimb la Sephora este că au o promoție, nu mai știu exact până în ce dată, cred că era din data de 16 februarie în limita stocului. Dacă achiziționai două palete, aveai reducere 10%? Dacă luai două palete Snap Shadows, aveai 10% reducere și mi s-a părut foarte tare, am să le împrind la loc, pentru că îmi place foarte mult lucrul ăsta așa de atât de multe farduri într-o, nu știu, într-un loc atât de mic, într-un, ce vreți voi. Mi-a plăcut tare mult și poza pe care a pus-o
o pot să cei de la Fenty cu paleta așa. Chiar îmi place mega, mega mult. Sigur o să le iau cu mine peste tot, pentru că aici am ceva mai happy, happy, joy, joy. Și aici am ceva mai natural, ceva ce aș purta eu în fiecare zi. Na, acum hai să apropiem și să le încercăm. Am apropiat. Mi-am pus doar fond de ten pe pleoape și un pic de pudră HD, care a dispărut. Așa că am să aplic puțin primer. Am să folosesc NYX HD, știți că îmi place foarte mult. Așa că îl folosesc. Par foarte somnoroasă, așa-i? Azi pentru că nu mi-am băut cafea, chiar dacă nu e dimineață. Am și lucrat și am și sărit peste cafea, de aia sunt așa. Să începem cu... hai să începem cu varianta numărul 8. Și cred că am să încerc. Încerc. N-am zis că reușesc neapărat. Să iau auriul ăsta de aici și să-l pun pe pleoapă. Am să-l iau cu degetul pentru că mi se pare că e genul ăla de fard care trebuie apucat cu degetul. Foarte pigmentat, dar nu e metalicul ăla super metalic încât să te orbească. Îl pun doar pe centrul pleoapei. Nu mă duc nici în colțul intern, nu mă duc nici în colțul extern. Doar urc până în pliu cu el. Și îl aplic inclusiv în pliu. Mi-a plăcut mai mult varianta asta de palete pe care a scos Oriana. Mi se pare foarte interesantă decât paleta pe care o are. Sincer, Moroccan Spice mi se pare o paletă superbă, dar OCD-stul din mine spune că nu e ok să pui fardurile alea în formă de romb într-o paletă. Efectiv, pur și simplu, vizual, aveam o problemă cu paleta respectivă. Dar astea îmi plac mai mult. Au profitat foarte bine spațiul pe care l-au avut la dispoziție. Și îmi place. Hai să vedem și fardurile din paleta asta. O să revenim și la numărul 8. Acum să trecem la 3, la blending, să vedem cum se descurcă nuanțele. Prima dată iau o pensulă mai micuță și iau nuanța asta de aici. Ele au și nume, stați așa să vă arăt, să vă zic numele. De fapt, cel auriu se numește, pe care l-am folosit, Laid Up. Așa, după care nuanța asta pe care vreau să iau se numește Nudie Booty. Ok. Nu știu cine se ocupă de chestia asta, dacă Riana sau altcineva, dar... Eu pensul asta pentru că e mai densă. Au un pic de fola. Nu mult. Hai că fac un singur ochi și apoi îl fac pe celălalt în afara camerei, că altfel o să dureze o veșnicie. Îmi place foarte mult pigmentul. Mi se pare că e mega, mega, mega pigmentată paleta asta și mai ales, nu știu, culoarea asta mi se pare foarte tare. Apoi, nuanța asta de aici... Coral, nu prea am pot să zic că mă încântă, nu știu de ce, hai să văd cum arată totuși aici în pliu. Dar testul este pentru nuanțele astea mai închise, am să iau din astea două, mai întâi din asta. Și îmi place mult că se ia pigment și pe pensulă, știți că mai sunt farduri care se iau foarte fain la swatch-uri, dar pe pensulă nu prind, n-am pățit. Asta e un pic patchy, dar am să iau și cu o pensulă un pic mai fluffy, ca să vedem dacă o să blendesc. Nu e foarte, foarte patchy, nu uite cum a trecut chestia aia de patchiness. Să iau și ultima nuanță. Asta de aici, apropo, coral se numește... Unde este asta? Coral de aici se numește Fia Freak și apoi acestea, două de aici, se numește cea vișinie Short Fried și asta se numește No Fudge Given. Ați înțeles, sper că No Fudge.
fudge given în loc de fudge, am vrut să zic altceva, în fine. Bun, am să iau nuanța asta, no fudge given, la maxim numele, și am să o aplic mai mult pe linia asta genelor. Se aplică foarte fain. Bun. Acum o să-l fac și pe celălalt ochi și revin. Na, bun. Am făcut și ochiul ăsta la alt și mă gândeam în colțul intern să folosesc nuanța asta de aici din mijloc, dar nu știu zău că îmi place mult și acest roz și m-am gândit că s-ar potrivi sau să facem un albastru, un colțul intern. Habar n-am că îs atâte variante. Mă gândeam la albastru ăsta de aici, mi se pare interesant. Hai să vedem cum ar arăta. No, o să facem roz. Arată mult mai mișto lângă. Ok. Bun. Pe partea de jos, aici, mă gândeam să folosesc nuanța asta Nudie Booty, sau cum se zice? Nudie Booty? Booty? Paletele astea, nu m-am zis, dar sunt foarte ieftine, adică mie mi s-au părut foarte ieftine, 120 de lei o palețică cu 6 farduri. Mie nu mi s-a părut deloc scump. Acum, depinde voi cât vreți să investiți, dar eu chiar o consider ok ca și preț. Am nu fi cea mai ieftină, dar nu e nici scumpă, după părerea mea. Și așa, socerindu-le în magazin, în comparație cu celelalte, cu cealaltă paletă de la Fenty, pardon, mi se par mult mai ok. Mi se pare că a avut extraordinar de puțin fallout, ceea ce mă încântă, kind of. Și acum o să iau nuanța asta de vișiniu de aici, short. Shot. Da, shots fried. Asta de aici. Și am să-l aplic cât mai aproape de linia genelor. Să iau la final o pensulă de genul ăsta și să o fluffuiesc, ca să blenduiesc totul mult mai bine. Mi-a plăcut că nu a trebuit să reaplic auriu ăla acolo. M-a stat foarte bine, chiar dacă tot am blenduit și am blenduit. Și acum hai să iau o nuanță de aici mai crazy. Hai să iau albastru ăsta, pentru că mi s-a pus pata pe el de când l-am văzut. Și să vedem cum se aplică. Este vorba despre albastru ăsta de aici, care se numește... Move As Boy. Nu știu ce ar vrea să însemne. Cred că o să am nevoie de puțin spray de fixare. Am pe aici ceva? Am. Mă întreb dacă pe o bază de creion ar arăta mai bine. Mi se pare că nu s-a prins pigmentul foarte tare, așa că am să iau un creion. Ăsta e de la Pupa. Și să-l iau cu o pensulă mai densă. O, da. Da. Clar, pe o bază cremoasă a prins mult mai fain. Și bineînțeles că o să iau iarăși o pensulă mai fluffy. Hai să vedem care dintre astea asta.
densă. Bravo, am dat pe jos, da? Și am să iau nuanța asta de aici, coral, care vă ziceam că nu sunt foarte încântată, de ea bine că acum s-o gândi soarele să iasă din nori. Gata, îmi aplic mascara și revin. Nici nu știți cât de mult mă bucur că a intrat soarele din nou în nori, pentru că nu puteam să filmez, era atât de puternic din partea aia, încât mă usturau ochii. Am făcut niște poze, în schimb, pe care o să le vedeți la mine pe Instagram, dacă mă urmăriți și acolo. Și am atâta cu machiajul, nu m-am șters, adică nu mi-am șters zona asta de aici, ați văzut și voi cât de puțin fallout a avut, aproape inexistent, după părerea mea. Se pare că ochiul ăsta mi-a ieșit mai bine decât ăsta. Sau mi se pare mie, poate lumina, poate nu știu ce să zic. Dar oricum mi-a plăcut machiajul, mi-a plăcut să-l realizez. Mi s-au părut niște farduri, da. Dar are foarte puțin fallout, auriu văd aici. Și un pic de albastru, e posibil să fie, adică sigur sunt fardurile astea. Bun, hai să facem și o concluzie despre paletele Snap Shadows, sau cum se numesc, da, Snap Shadow, de la Fenty Beauty. Le iau pe rând și apoi le fac împreună, ca să vă spun de ce. Paleta aceasta, care se numește Deep Neutrals, este o paletă foarte bună, îi dau un 10 din 10. Cum vă spuneam, acestei palete, Deep Neutrals, numărul 3, îi dau un 10 din 10. De ce? Pentru că mi se pare că aceste farduri se blenduiesc like nobody's business, vorba aia. Deci se blenduiesc super, super bine, foarte ușor, foarte fain. N-am avut nici cea mai mică problemă cu blenduitul fardurilor. Fardurile astea mi se pare iarăși foarte faine, cele sidefate și pigmentate pentru un fard care, cum să spun, nu are o bază, cel puțin aici pe mână. Așa că da, asta are un 10 din 10. Asta are un 9,5. De ce? Pentru că mi se pare că ai nevoie neapărat, neapărat de o bază ca să stea și ca să se vadă. Nu sunt niște palete, nu știu, pro, n-a spus că ar fi, nu cred că a spus cineva că ar fi niște palete pro, dar sunt niște palete pentru everyday people, pentru persoane care se bucură de make-up, care sunt pasionați de make-up și vor să încerce chestii. Sunt și la un preț accesibil, după cum am zis, mi se pare că e un preț accesibil și arată foarte, foarte bine pe ochi, nu știu cum le vedeți voi, mie îmi plac tare, tare mult, m-am îndrăgostit. O să le folosesc zilele astea să văd mai multe chestii despre ele și despre farduri, să vedem cum se comportă cu anumite baze, cum le mai pot amesteca, dar în principiu mi se par niște palete foarte ok. Foarte ok ca și preț și ok ca și, nu știu cum să zic, mecanism. Îmi place foarte tare chestia asta, că le poți prinde și sunt foarte compacte. Deci eu aici am 12 farduri în chestia asta. Mi se pare foarte tare. Plus că poți să ți le combini cum vrei tu și au o varietate foarte mare de nuanțe. Roz, smoky, cu un muștar înăuntru. Mi-a plăcut mult paleta aia cu muștar, doar că avea un fard care nu-mi plăcea deloc. Foarte multe variante ai la paletele astea Snap Shadow și mi se pare foarte interesant. Eu am acum doar 3 și 8 și nu știu dacă o să mai am nevoie de alta, pentru că am din celelalte variante, pot să zic că am în colecția mea, dar, de exemplu, asta 8 mi se pare foarte diferită și deosebită. Deci nu e cea mai, după cum am zis, grozavă din ele, dar îmi place mult chestia asta cu nuanțele doar pastel, pentru că dacă e o paletă doar mată, poți să o combini perfect. Bun. Atât cu paletele astea, atât și cu videoclipul de astăzi. Nu îmi mai suport părul. O să e altă poveste. Bun. Asta a fost tot. Sper că v-a plăcut și ne vedem în următorul videoclip. Vă pup! Apropo, uitați să scrieți în comentarii, voi ați văzut paletele astea, cum vi se par, vi le-ați cumpăra, care vi se pare mai interesantă. Bye!